Monica și astăzi m-am gândit să revin cu nou DIY. Și adică, cum să vă decorați bluza, o bluză veche, care nu vă mai place, bla bla bla. Adică folosind aceleași metode, puteți să faceți alte modele și da, cred că ați înțeles. Însă, înainte să începem, vreau să vă spun că dacă mai vreți DIY-uri cu haine și cu astea, adică după ce mi-am făcut bluza asta, și am mai văzut tutoriale cum îți poți transforma hainele foarte ușor. Acum vreau să fac și nu știu dacă vă plac și vouă DIY-urile de genul cu haine și astea, lăsați-mi la videoului pentru ca să știu. Bine, hai să nu mai vorbim din atât și să începem. Bluza înainte era cu mânecă lungă, era scămoșită, avea și o pată. Și mânecile lungi mi s-au scurtat, deci mi-era mică, că altfel n-ar fi fost rău. Ce am făcut mai întâi este să iau o lamă de ras și să rad toate scamele, însă aveți grijă ca să nu faceți găuri, adică să n-apăsați foarte tare cu lama pentru găuri. După ce am scos scamele de pe părțile pe care am decis să le păstrez, adică fața și spatele, m-am dus să tai mânecile și le-am tăiat la vreo 3 cm distanță de cusătura pe care o aveam aici. Să vă dați seama de unde ar trebui să tăiați, puteți să folosiți un alt tricou ale căror mâneci vă plac. Și după ce am tăiat, asta am făcut off camera, dar vă spun, e foarte simplu, pur și simplu am îndoit partea care mi-a mai rămas și am cusut să stea locului și e destul de ok, mie place mai mult așa. Asta vine partea foarte simplă în care pur și simplu trebuie să vă pictați bluza cum doriți. Dar pentru a face un triunghi, pur și simplu m-am dus cu niște bandă izolatoare neagră ca să fac forma triunghiului pe bluză și înainte să mă apuc să pictez, am băgat o carte, puteți băga altceva, chiar o carte, ok? Dar eu am băgat o carte înăuntru, în bluză, astfel încât să nu se ducă pe partea cealaltă vopseaua. Și după am început să vopsesc cu vopsea acrilică, folosind un burețel. Voi puteți folosi chiar vopsea pentru textile, scuze pentru vocea mea, dar merge și vopsea acrilică foarte bine. După ce am pictat și foarte mare grijă să nu dați pe lângă gen, eu m-am picat ceva fete și destul de nașpa, dar eu pot trăi cu ele. După aceea am lăsat-o să se usuce. Dacă vreți să faceți mai multe modele, gen cum am făcut eu după steluțele, din nou, după ce pictați, va trebui să lăsați și alea să se usuce. După ce s-a uscat, am luat o hârtie de copt și am pus-o pe ce am pictat și am călcat-o cu fierul de călcat. Nu cred că a avut un efect sau nu, adică cred că n-a făcut mai nimic. Puteți să lăsați pasul ăsta, dar totuși eu am făcut-o și am călcat și pe dinăuntru. Dar nu cred că trebuie să fac. După aceea am pus bluza la spălat, n-am filmat asta, dar chiar am pus-o la spălat ca să văd dacă mergem. Și când am văzut-o, Doamne, m-am bucurat așa de mult că nu s-a luat. Că eu teoretic am testat tot ce ați văzut în videoclipul ăsta, adică putea să nu iasă nimic. Dar nu contează, a ieșit foarte bine și asta a fost tot, eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like videoclipului, un share prietenilor voștri, pentru că asta m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult și mai ales abonați la canalul meu. Asta a fost tot și noi ne vedem data viitoare. Pa!